Hingherii slătineni vor avea armament în dotare atunci când vor pleca pe teren să captureze câini. Două pistoale cu tranquilizantă vor trece din dotarea poliției locale în cea a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Odată cu acestea va trece și un ATV ce va fi folosit la activitățile din interiorul adăpostului. Sunt diferite pentru că sunt mult mai mici, sunt mult mai ușor de folosit cele două pistoale și sunt prevăzute de lege ca și metode de capturare a câinilor fără stăpân. Pentru a putea folosi armamentul din dotare, hingherii vor fi autorizați, dar mai ales instruiți. Pistoalele cu tranquilizante vor fi folosite numai în cazuri extreme, atunci când animalele sunt foarte violente. Zilnic, de pe străzile orașului sunt ridicați între 2 și 12 câini, iar în acest moment în adăpost sunt 80 de patrupede. Asta la o capacitate de 250 de locuri, câte are adăpostul de la Sărăcești. În momentul ăsta se ocupă 6 persoane de captare. Sunt două echipaje de câte 3 persoane. Pentru a reduce numărul patrupedelor de pe străzi, municipalitatea a implementat mai multe proiecte ce vizau sterilizarea câinilor cu stăpân, dar au fost organizate și târguri de adopții.